Neața lume, azi suntem exact în aceeași formație ca în traseul de data trecută, doar că am schimbat un pic total masivul montant pe care urmează să urcăm. Am lăsat mașina în sâmbăta de sus, iar acum ne folosim de acest drum forestier pentru a urca un pic prin Făgăraș. Singura problemă este că plouă, iar pentru azi sunt anunțate ploi. Însă, vedem și noi până unde putem să ajungem și cu ocazia asta vedem și noi cum este Făgărașul. Am dat de această zonă foarte interesantă, unde ne-am decis să luăm și o mică pauză. Urăm poftă bună lui Florin. Urmează și panda din spatele camerei să mănânce. Bună.
din spatele camerei, adică eu. Paul ține cură de slăbire, el nu vrea să mănânce. Domnul Adi și el, poftă bună. E frumoasă zona asta, e mai ferită de ploaie. Și în ciuda faptului că plouă afară, am dat de alți drumeți pe traseu. Și e foarte, foarte, foarte fain. Poate că pot să zic că e ușurică, nu e grea. Să văd troițe pe el, o troiță aici, mai una mai sus. Unde am ajuns, Paul? Suntem la cabana Valea Sâmbetei. Și de aici vom urca până în fereastra Marea Sâmbetei, tot pe Triunul Roșu. De aici poți opta pentru alte trasee. În dreapta e traseul către chilia părintelui Arsenie Boc. Un traseu frumos, dar greu. O să vedem la întoarcere, dacă avem timp să facem, dacă nu. Ne ținem marcajul în față undeva, că trebuie să avem și fereastra mare. Sunt am ajuns la cabana Valea Sâmbetei. Este un peisaj mirific. Aici avem bani. Ești aici și trebuie să ajungem. Ai urcat pe toată Valea asta. Am plecat de la cabana Valea Sâmbetei și ne îndreptăm spre creastă. Însă mai întâi să vedem cum este traseul, să vedem cât putem face din el și în funcție și de condițiile meteo.
a zis, nu mai plouă. Nu mai. Vrei Dumnezeu că am ajuns în poiană în aferit de ploaie. Cu pădurea a fost bine, că eram în pădure, vadă. Da. Și a plouat. Cum am ieșit în gol? Am ieșit aici, dacă ploua, ne făcea că nu mai era aia de plouă. Superb, peisajul. A început mai serioasă urcarea, dar cred că ne descurcăm destul de bine. Ia zi, Paul, încotro mergem acum? Spre fereastra Marea Sâmbetei. Urmăm în continuare marcaj triunghiul albastru, roșu, pardon. Triunghiul roșu, în continuare spre fereastra Sâmbetei. Suntem la intersecție de trasee, mai avem o oră până la fereastra Marea Sâmbetei. Peisajul este absolut de vis, este superb, chiar dacă e norat, minunat. Am urcat ceva, suntem la 1740 de metri altitudine.
Mai avem aproximativ 50 de minute și ajungem sus. Se pare că timpul a început să fie ok, ține cu noi. Este superb peisajul. Pentru prima noastră tură în Făgăraș, este superb. Da, se simte că e urcare, eu sunt varză. Asta, asta e, îmi place. Da, nu se compară traseul cu niciun traseu pe care am mai fost până acum. Este într-adevăr epic, dar așa i s-a propus și lui Paul să găsească de un traseu epic. Pentru că el este, cum ar veni în ghilimele, capul răutăților. El este cel care alege unde mergem. Și într-adevăr a ales ceva memorabil. Și am ajuns pe creasta Făgăraș. Super. Ce peisaj avem aici. Salutare. Ceasul 21:15. Am ajuns de 5 minute în zona Fereastra Mare Sâmbetei. Și aici suntem chiar pe traseul de creastă principal al masivului Făgăraș, în stânga se duce spre zona Urlea, partea cealaltă Podragul. Și am prins o vreme excelentă, acum se vede senin pe versantul sudic, de unde venim noi ceață. E un traseu solicitant, am urcat de la 8:30, de la păstrăvărie. Bineînțeles, am făcut și multe pauze, dar se merită. Mai stăm un pic aici, pe creastă și pe urmă coborâm pe același traseu, Triunghiul Roșu, spre cabana Valea Sâmbetei și de acolo spre păstrăvărie unde a lăsat mașina. Senzațional, o tură foarte frumoasă. Da, din păcate cred că o să avem un pic de emoții prima porțiune de coborâre, dar o să mergem așa mai încetișor. O să coborăm cu atenție și grijă. Și da, cu multă grijă coborăm. Oricum, până aici foarte frumos, să merită.
început coborârea. Însă ne aflăm în ceață. Paul cu Florin sunt un pic înaintea noastră, dar nu-i vedem. Nu sunt departe, însă nu se văd. Eu am rămas un pic mai încet din cauza faptului că mi-e un pic frică pe coborâre. Dar uitați și voi, opa, ce înseamnă muntele și cum se poate schimba vremea de la minut la minut. Însă lucrurile acestea nu trebuie să vă sperie. Sunt lucruri normale și e bine să treci și prin așa ceva. Gata, ne-am întors la mașină. Drumeția a fost super ok. Suntem bine toți. Am avut noroc și cu vremea totuși, chiar dacă ne-a picurat un pic, nu a fost o tragedie. Iar acum ne pregătim de plecat. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Ai cuvântul, domnul Paul. Tu ai fost cel care a venit cu ideea acestui traseu. Hai, salutare, să facem și noi o scurtă încheiere, să nu ne lungim mult, că oboseala spune cuvântul, și eu și camarazii mei. Deci am urcat de la 8:30 din acest loc, Covalea Sâmbătei, unde este o păstrăvărie. Pe la 11 eram pe la cabana Valea Sâmbătei și de acolo fereastră Marea Sâmbătei, chiar pe traseul de creastă principal al masivului Făgăraș. Iar pe undeva la 3 fără sfert am coborât înapoi. În timp record, în 3 ore, am ajuns înapoi la mașină. S-a mers susținut, foarte solicitant, dar a fost o tură foarte bună. Și soare și ceață, am prins toate fenomenele posibile. Să zică și băieții două cuvinte și ce să mai zic. Ce să zic? Aveți încredere, ce să zic? Zi, domnul Florin. Păi, ce să zic? Un traseu frumos, dar foarte greu. Dacă sunteți începători, nu-l faceți cu asta. Începeți cu altele mai mici. Sfatul meu. Faceți puțin mai târziu. Da. Domnul Adi. Da. Un traseu solicitant, dar cu niște peisaje de vis. Foarte frumos. Peisajul, vremea a ținut cu noi. Frumos, ce să zic. Mulțumim domnului lui Paul aici, ghidul nostru, care ne-a dus pe tărâmuri de vis. Chiar dacă vremea de dimineață era foarte nasoală, era puțin. Da, am început cu ploaie, din păcate, dar am sperat să fie bine. Nu uita să dați acolo un like, un share, un subscribe. Da. Gata. Ne ajută foarte mult. Mulțumim pentru tot. Hai să mergem. Haideți.